Văd că pe domnul Simion îl frământă alte lucruri. Domnule Simion, am rugămintea la... Domnule Simion, luați mâna! Luați mâna de pe domnul... Rog chestorii să-l îndepărteze pe domnul Simion. Rog chestorii să-l îndepărteze pe domnul Simion. Domnule președinte, am rugămintea la liderii de grup să vină... Domnule ministru, opriți-vă puțin. Am rugămintea la liderii de grup să vină până la mine. Domnule Simion, luați mâna de pe domnul ministru. Ești un prost. În cele din urmă, George Simion a plecat de la tribune, iar ședința a fost suspendată. USR a cerut continuarea dezbaterilor, dar în semn de protest față de cele întâmplate, grupurile PSD, PNL, UDMR și minoritățile nu s-au mai întors în sală. Eu mă bucur că am avut prezență de stăpânire de sine și nu am dat curs provocării, practic. A fost o provocare care a încercat să o fac. Dumneavoastră veți depune o plângere împotriva lui George Simion pentru ce s-a întâmplat din plenul camerei? O să văd și eu înregistrările, o să văd și eu exact cum a fost și o să mă gândesc exact foarte bine împreună cu colegii mei, împreună cu colegii avocați, să văd exact ce se poate face pentru a preîntâmpina. În primul rând, mă interesează ca în Parlamentul României acest lucru să nu se mai întâmple. Îmi pare într-un fel rău, dar... trebuie continuată dezbaterea și unui hoț trebuie să-i zici în față când este hoț. Așa că față de milioanele de români care plătesc facturi duble, triple, nu-mi pare rău. Mai mulți lideri de grup cer acum modificarea regulamentului Camerei pentru ca astfel de gesturi să fie pedepsite mai sever. În prezent, sancțiunea maximă pe care o poate primi un deputat pentru că face scandal este un avertisment scris. Înregistrarea ședinței a ajuns și la parchet, care analizează deschiderea unui dosar penal. Ramona Vramescu este în continuare alături de mine în studio. Ramona, cum am ajuns să vedem în Parlament astfel de scene? Eu cred că este efectul unei acumulări de agresivitate și de violență care se produce deja de ceva vreme în societate, dar și în politică. Și nu toate aceste incidente au fost provocate numai de AUR. Doar în ultimele luni am asistat la intrarea violentă a unor protestatari în curtea Palatului Parlamentului, la agresarea unei consiliere la Mogoșoaia, la o postare cu mesaj violent la adresa viceprimarului din Brașov, o femeie, la intrarea tot în forța aceluiași George Simion în primăria Timișoarei. Deci cred că era doar o chestiune de timp ca aceste scene să ajungă și la tribuna Parlamentului. Rămânele fără urmări? Rămâne de văzut. Dacă te referi la urmările în rândul electoratului, e greu de spus, mai ales în situații de criză socială, de criză pandemică, e foarte greu de prevăzut ce se va întâmpla. Dar până să fie sancționate de electorat astfel de scene, cred că ar trebui sancționate de instituțiile abilitate, pentru că am ajuns aici și din cauza lipsei unor reacții ferme. Avem poliție, avem parchete, avem lideri de partide, în cazul scenelor violente de pe scena politică, care ar trebui să dezavuieze mult mai ferm astfel de incidente. Astăzi, de exemplu, nimeni din conducerea Camerei nu a ieșit să condamne ferm, răspicat, public incidentul și să anunțe niște sancțiuni. Repet, oficial, nu pe surse, cum s-a întâmplat azi. Ramona, îți mulțumesc foarte mult pentru prezență și analiză.